Meteorologii anunță că în următoarele ore va fi vânt puternic și va ninge viscolit în zona de munte a județului Mehedinți. Au emis un cod galben, dar și o informare meteorologică ambele intrând în vigoare de astăzi. Meteorologii au emis o informare de vânt puternic care va intra în vigoare de astăzi de la ora 20, valabilă până mâine la ora 16. Zona de munte a județului Mehedinți se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează intensificări ale vântului și ninsoare viscolită. Până diseară, la ora 20, județul Mehedin se află sub atenționare meteorologică Cot Galben, ce vizează intensificări ale vântului, cu rafale cuprinse între 55 și 75 de km pe oră. De asemenea, începând cu ora 20, până mâine, 1 decembrie, la ora 16, zona de munte a județului se va afla sub incidența avertizării meteorologice Cot Galben, ce vizează intensificări ale vântului și ninsori în situația manifestării vântului puternic, le recomandăm cetățenilor să evite deplasările și să se adăpostească în locuințe sau alte spații închise care le asigură protecția. Totodată, pentru limitarea posibilelor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va realiza în zone ferite, la distanță față de copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborăți având în vedere că în zona de munte a județului sunt prognozate ninsori, cetățenii sunt sfătuiți să-și echipeze corespunzător autovehiculele pentru circulația în condiții de iarnă, cu anvelope specifice sezonului rece, lanțuri antiderapante, săculeți cu nisip și lopată. Înainte de a pleca la drum, Cetățenii trebuie să se asigure că rezervorul de combustibil este plin, iar sistemul de încălzire funcționează eficient. În situația manifestării vântului puternic, Isum Hedinții recomandă cetățenilor să evite deplasările și să se adăpostească în locuințe sau alte spații închise, care le asigură protecția. De asemenea, pentru limitarea posibilelor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va realiza în zone ferite, la distanță față de copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate, care ar putea fi doborâți.